Pastilla da fisico. Determinarea centrului de greutate al unui corp. Centrul de greutate se notează cu litera C și reprezintă punctul de aplicație al greutății corpului. Pentru corpuri precum o gogoașă, un colac, un inel, centrul de greutate se află în afara corpului. Pentru a determina poziția centrului de greutate al unui corp trebuie să ținem cont de forma acestuia. Pentru corpurile cu formă geometrică regulată, centrul de greutate este la intersecția diagonalelor pentru pătrat și dreptunghi, la intersecția medianelor pentru triunghi, pentru cerc, în centrul cercului. Pentru corpurile cu formă geometrică neregulată, centrul de greutate se determină experimental. Pentru a determina centrul de greutate al unui corp ai nevoie de o bucată de carton, o foarfecă, un creion, un acșiață, o piuliță. Poți să faci un fir cu plumb dintr-un fir de ață de care fixezi o piuliță. Astfel ața va fi perfect întinsă. Decupează cartonul într-o formă dorită de tine. Alege 3 puncte de pe marginea conturului și perforează-le cu vârful acului. Suspendă corpul pe rând în cele 3 puncte și apoi fixează firul cu plumb. Trasează cu creionul verticala prin punctele de suspensie obținute cu ajutorul firului cu plumb. La intersecția celor 3 verticale trasate anterior, se află punctul C, numit centru de greutate al corpului.